Constantin Adiță va fi ambasadorul maratonului internațional de la București organizat pe 5 octombrie. Tot atunci își va anunța și retragerea din atletism. Ea a afirmat că i s-a propus să facă acest lucru în Statele Unite ale Americii, acolo unde s-a stabilit, însă a refuzat oferta și a optat pentru țara sa de origine. Anunț și retragerea mea din activitatea sportivă. Voi fi ambasadoarea maratonului de la București, Maraton Internațional București, pe 5 octombrie și după amiază, la ora 7, va fi gala de retragere la Hotel Hilton. Deci orice om în viață trebuie să spună stop la câte o carieră. Deci eu am hotărât să fac anul acesta pentru că trebuie să pun punct. Mi-e greu să pun punct la o carieră așa lungă, dar omul are și altceva de făcut în viață, nu mai de alergat, dar mă bucur că am putut să fiu atâția ani în sportul de performanță și sper ca atleții noștri sau tânăra generație de la noi din România să vadă acest lucru și eu îmi doresc ca să văd cât mai mulți atleți și cu cât mai bune rezultate de la noi din țară să fie rezultate internaționale. Pe 17 august, când la Târgu Jiu se organizează Maratonul Solidarității, la care participă și Constantin Adiță, se împlinesc 6 ani de când i-a obținut medalia de aur la Beijing în anul 2008 la proba de maraton.